O casă din localitatea Săliște a luat foc în cursul nopții dintre duminică și luni, 27 martie. Pompierii detașamentului Deva și ai punctului de control Băița au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. La susirea echipajelor operative la locul solicitării ardea generalizat acoperișul locuinței și al unei anexe pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Pompierii militari au stins incendiul în limitele găsite. Din fericire nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt semnificative. Întreaga casă fiind afectată de incendiu. Pentru misiune au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj smurt. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost un scurt circuit electric.